Mi trebuie să bei și tu. Nu pot să mănânc fără să beau. Păi da, și nu mai stă. Nu la, spală, mă. Păcat. Tricourile alea care te-au făcut să plângi, păcat. Ăla nu-l pot uita. Ăla care la primii mama, poezia ei. Nepoția ei cu adus. Păcat. La frisorea cu adevărat nepoți nu era potrivă. Asta e mai bun decât de la Tristan. Iar n-am cum unde ai fi foarte bună. Cartofii moi, melea așa. Câteodată mai zice și acum pentru de astea de la mine. Mamă, nu-mi place deloc să aud. Eu tot timpul ce puteți să fie așa. Pe dată, doamnă, nu-mi place să aud cuvinte de astea, băiețași și cartier. Eu, de exemplu, dacă sunt îmbrăcată într-o rochie super elegantă, așa, doamnă, alea, nu pot să vorbesc așa. Înțelegi și cartier. Dacă mă schimb în bluși de ăștia, lălâi, tricou de ăsta așa, să-l port așa și nu știu ce și așa, mamă, parcă vin și cuvintele în gură altfel, știi? Hai, încetează, eu ce zic și tu, mă, sor de aici, din privit. Pardon. Hai, cu iar, mă! Iar îmi trăia jumătatea mănânc așa. Da și mână. Da și mă gurițină, da? Da. Parcă e mai compactă, nu? Mai după aia? Ce? Ce e bun? Nu pot abține, ce mai au una? Aia! Nu mai mișcă asta! Nu-mi place să fac chestia asta, dar cu tine am făcut aici. Care asta? Chestia asta care am făcut acum. Dar ce așa? Nu, dar în zilea nu făceam așa. De exemplu tu, chiar dacă mi-ai luat o gură din a ta,
Deci eu simt că aveam un furt, știi? Aici în farfurie, la rost n-a fost frișa urma, știi? La farfurie poți, normal. Ei, dacă tu îmi cer doi cartofi, chiar că știu că iau doi de la tine, eu simt că nu mai mă satur. Așa am fost de mic, știi? Dar nu știu de ce. Dar cu tine n-am simțit chestia asta. Dar ce zice asta? Dacă ți-ar fi cerut, nu i-ai fi dat? Ai, nu sunt așa, ți-am zis că nu sunt. Și cu tine am făcut prima oară chestia asta aici. Când te zici nu? Și când la multe ori când îl lua din farfurie, chestia asta mie dacă îmi făcea cineva acasă și mama dacă eram, eu mă supăram cu mama. Și mama are un obicei, când îi cer un cană cu apă, vine cu apă, cu toată o vedeam. Și o pune pe mază, știi? Că noi, de obicei, avem o cană comună la bucătărie, știi? E de apă, adică stă într-un loc unde e bidonul cu apă, știi? Și avea un obicei, a zis, de câte ori mi-a zis apă, măcar bea acolo la bidon să te văd eu, dar nu în fața mea. Simțeam că beau cana aia, dar nu mă satur, că linceau gura aia, știi? Așa și cu mâncat. Nu așa, mi-e place. Dar nu-i treaba de plăcut, dar eu simțeam că nu mă satur, știi? Dar uite, cu tine n-a fost chestia asta, de multe ori mi-au luat din parfurie și nu ți-am zis. Știi? Te-a dat pe tine? De cum ai reușit? Îți schimb șervețelul în buzunar. Nu-i mordață, știi? E modotolit doar. Cea mai bună shawarma care am putut aici, cât am făcut. Nu-i nici grețoasă, nici nu-i acră. Ai făcut și tu varza aia mișto, ce ai să-mi iau? Da, ce pentru ce ți-aș îmi place cum îmi ziceți așa. Cine ți-a mai zis? Îmi place, nu? Da, îmi place în viață. E de la Laura? Da? Da. Ce m-ar fi? Dar chiar... Te rog, nu face așa. Dar ce am făcut? Îmi place melodia acelei. Păi, dar acum n-ai zis că-ți place. A fost gata. Fii așa, ți-am mai... Dar ce faci așa acum, pe bune? Ai gelos? Ce vrei, ești așa, mi-am făcut ce-o tras. Eu sunt aici, de afară, mai sunt 4 luni. Vezi cum așteaptă 4 luni pe mine la urmă? Mă interesează. Nu știu că nu mă interesează și m-a interesat cu asta. Pentru că vreau să fiu cu tine și tu cu mine atât. Mă, da, m-a deranjat chestia aia, ți-a zis că mă deranjează. Okay. Și acum mă deranjează în continuare când ai curs. De ce n-am fost fericit după ce a plecat? De ce n-am fost fericit? De ce n-am plecat? Invers. De ce nu am fost fericit după ce a plecat? Vreau să ți-ai dorit și am făcut. Și ți-ai bătut joc. De ce nu poți să ieși tu? Am să ieși cu adevărat. Și vezi cum a deranjat faza cu biletul, că am ieșit astăzi în dormitor, că n-ai făcut gestul cu iartă-mă. Ți-am luat un buchet de trandafir de înviere și am zis iartă-mă și am zis că nu-mi plac clișeile astea. Așa mi-a zis. Și tu unde vrei să iau eu buchet de flori? Buchet? Hello? Asta te face pe tine fericit un buchet de trandafiri? Păi atunci? Asta sunt melodia, nu? Asta-i place și lui Cristina. Care Cristina? Ar fi, uite, negativul. E așa liniștitor. Ar fi ăla de la pasaj. Mai e... Acum îți place? N-am zis când a venit la gata asta, i-am zis, Doamne, mine, lasă nu-mi faci în casă, că nu-mi place de... Vezi? Tu ai dat curs, ai exagerat, nu?